și bine ați venit la Balul Bobocilor, la Liceul Teoretic Gheorghe Munteanu Murgoci. Înainte de a începe programul propriu-zis din această seară, deoarece această zi are o semnificație aparte pentru noi, dorim să transmitem toată recunoștința noastră dascălilor acestui liceu, care în fiecare zi ne îndrumă pe drumul sinuos al formării noastre. De aceea vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și putere de muncă, pentru ca în fiecare an școlar să formați alte generații ca și până acum. Vă mulțumim pentru tot sprijinul și susținerea pe care ne-o acordați de fiecare dată când trebuie să realizăm ceva. Încă o dată vă mulțumim și la mulți ani, dragi dascăli! Eu, Mocanu Alina și colegul meu, Stăian Andrei, suntem gazdele dumneavoastră la acest eveniment plin de spectacol și distracție, în cadrul căruia vom preda ștafeta micilor bobocei, alegându-ne totodată Miss și Mister 2018. Dar pentru că toată această activitate să fie posibilă, au pus umărul și ne-au sprijinit doamna director alături de celelalte cadre didactice, domnul director al Casei de Cultură Gândac Daniel, domnul profesor Ivanov Vladimir, care ne ajută prin imortalizarea celor mai frumoase momente din această seară, și sponsorii care au răspuns pozitiv solicitărilor noastre. Mulțumim! Ce germat SRL prin Raluca Armanaschi, membra juriului. Sece Agrodar SRL. Acte Automăcin prin Jeașcu Raluca. Sece Santras SRL. Sece Vare Blu SRL. Sece Titanic SRL. Sece Arcosim SRL. Sece Banii Cores SRL. Sece Reva Grup SRL. Clopoțalul Dobrogean ONG. Neacșu Gheorghe PFA. Sece Campanula Est SRL. Sece Biovir SRL. Sece Zalindum SRL. Sece Mati și Dani SRL. Sece Geotut Compact SRL. Florembre prin Țăranu Dorina. Ana Sofia Putro. Stanciu Georgian, Tiron George, Nicu Daniel, Momciu Ion, Ioica, Moise Geta, Mocanu Nicolae, Soalăt Daniel, Marian Gherghișa, Bâlea Nicu și Coca Dumitru, membru al jurului, care organizează o tombolă a școlii de șoferi Sece Safir SRL, ce premiile constă în reduceri la școala de șoferi. În primul rând, mulțumim Secea Agrocom Șoimu SRL Garvăr, Picolo Angelo SRL Grești, Alcovin SRL Măcin, Market Profi și Secea Identic SRL. Și pentru că, în esență, ne aflăm în cadrul unui concurs, avem și un jur minunat, format din domnul primar Toboleanu Nicolae, doamna director Bălea Olguța, doamna profesor Cireașa Alina, domnul Coca Dumitru, doamna Armanaschi Raluca, Miss Boboc 2015 Prodan Andra, și Mr. Boboc 2015, Cabau Fărin. Tuturor le mulțumim din suflet. Acestea fiind spuse, am dorit să dăm startul acestei seri spectaculoase, plină de momente neașteptate, clipe deosebite și muzică bună. Căci astăzi, tocmai datorită acestei sărbători, tronează voia bună și spiritul adolescentil. Așadar, dragi oaspeți, Balul Bobocilor se declară deschis.
Și cum fiecare val se deschide cu vedetele acestei seri, dorim să invităm în scenă boboceii pentru a-i cunoaște mai bine. Să-i primim clap-clap-le. Și de ce să nu câștig?
seara, mă numesc Cristian Tiber Arzu, sunt clasa a noua de profesor dirigent de pedagogie. Am venit la acest concurs pentru a mă distra și pentru că este o experiență proprie. Vă mulțumesc! Florin și sunt clasa a noua A și am venit să mă distrez. Bună seara! Numele meu este Ciolache Claudia Ștefania. Reprezint colectivul clasei a noua de filologie, profesor dirigent de Brenda Gilda. Am participat la acest bal pentru că vreau să-mi găsesc prieteni noi. Mulțumesc! Bună seara! Samuela Robert, sunt din clasa științe ale naturii și am venit cu curiozitate. Bună seara, mă numesc Valerun Jdare Ioana, sunt clasa 9, profesor dirigent de Ștefan Valeria și am vrut să particip la acest concurs pentru a mă distra și experimenta lucruri noi. Bună seara, mă numesc Bulgar Andrei, sunt din clasa 9B, profesor coordonator Ștefan Valeria și am venit la balul acesta deoarece îmi plac experiențele noi. Bună seara, mă numesc Hodea Georgiana Alina, sunt în clasa 9B și am participat la acest bal deoarece vreau să-mi fac amintiri plăcute de-a lungul celor 4 ani de liceu și sunt convinsă că participarea la balul bobocilor va fi o experiență foarte frumoasă și de neuitat. Vă mulțumesc! Să le oferim încă un rând de aplauze celor de CFR. Aceștia au fost bobocei noștri care ne vor delecta în această seară cu momentele lor artistice, spontanitate desăvârșită și creativitate. Mulțumim! Și pentru că suntem la un bal al adolescenței, în continuare, elevii claselor a 12-a deschid programul artistic printr-un montaj literar, interpretând poeziile Adolescenți pe mare, Ce bine că ești și Cu o ușoară nostalgie de Nichita Stănescu. Și iată m-am trezit. Lucrurile sunt atât de aproape de mine. Abia pot merge printre ele, fără să mă rănesc. Această mare e acoperită de adolescenți, care învață meșteri pe valuri, în picioare, mai rezumându-se cu brațul de curenți, mai sprijinindu-se de ora să țea până de soare. Eu stau pe plajă întinsă, tăiată în ochi perfect, și contemplu ca la o debarcare. O flotă infinită de ion și aștept un pas greșit să văd sau alunecare, măcar până la genunchi pe valul diafan, sunând sub mine la dor mai încă. Dar ești un sfert și calm și simultan au și de prins să meargă pe valul în picioare. E o întâmplare a ființei mele. Și atunci, fericirea din lăuntrul meu e mai puternică decât mine, decât oasele mele, pe care mi le scrâșnești într-o îmbrățișare, mereu dureroasă, minunată, mereu. Să stăm de vorbă, să vorbim, să spunem cuvinte lungi, ticloase, ca niște dărci de spate, fluviul rece în delta fierbinte, ziua de noapte, bazaltul de bazalt. Dă-mă fericirea sus și izbește-mi tâmpla de stele, până când lumea mea prelungă și în sfârșire se face coloană sau altceva mult mai înalt și mult mai curând. Ce bine că ești! Ce mirare că sunt! Două cântece diferite, lovindu-se, amestecându-se, două culori ce nu s-au văzut niciodată. Una foarte de jos, întoarsă spre pământ.
Cu atât începeau să lumeze mai tare inimile noastre luminari, căutători în pietrii grozovare. Totul trebuia să se transforme în aur. Absolut totul. Vintele tale, privirile tale, aerul prin care puteam să treceam de-a nuntă. Clipele erau mari ca niște vacuri de copii și noi nu mai conteneam conversându-le. Oraș punea o coroană de noi, linia chie. Ți-aduce aminte sufletele de atunci, tu, gândule. Dorim să supunem bobocii la prima probă din această seară. Proba de cultură generală, o probă individuală, în timpul căreia, pe rând bobocii, vor trebui să răspundă la o întrebare de cultură generală, punctată cu calificativul maxim sau un ras contrar cu 0 puncte. Să le urăm succes și să invităm perechile în scenă. Și îl depășești pe cel de pe a doua poziție. Pe ce poziție te afli acum? La poziție. Greșit. Greșit. Răspunsul corect era pe poziția a doua. Câte zile de naștere are un bărbat care a trăit 45 de ani? 44. Greșit. Are o singură zi de naștere. Câte luni au 30 de zile? Câteva luni au 30 de zile? Câteva au 31 de zile? Câte luni au 28 de zile? O lună. Răspuns greșit. Răspunsul corect era toate. Tatăl Marie are 5 fete. Ana, Nina, Irina și Alina. Cum o cheamă pe cea de-a 5-a? Maria. A spus corect. Când te doare capul, iei o aspirină. Ce iei când te dor picioarele? Nimic. Răspuns greșit. Atunci când te dor picioarele, iei autobuzul. Care este cel mai populat oraș din lume? Tokyo. Răspuns corect, Tokyo. Cercul. Răspuns corect. Care este cea mai mare pasăre care trăiește pe pământ? Struț. Răspuns corect. În ce an s-a proclamat independența de stat a României? Greșit, răspunsul corect era 9 mai 1877. Ce lume trece prin București? Prin București. Dâmbovița. Răspuns corect. Ce
personalitate se află pe banuta de 10 lei. Răspuns greșit, răspunsul corect era Nicolae Grigorescu. Care este cea mai mare țară din Europa? Din Europa. Germania. Rusia. Cine a scris Enigma Otilii? Greșit, răspunsul corect era George Călinescu. Ce înseamnă verbul englezesc to be? To be. A fi. Răspuns corect. Cum este un cal alb care tocmai a intrat în Marea Neagră? Răspuns greșit, răspunsul corect era ud. Dacă 3 ouă fierb în 10 minute, 56 de ouă în câte minute vor fierbe? 10 minute. Răspuns corect. Dacă un avion se prăbușește la granița dintre România și Bulgaria, unde vor fi înmormântați supraviețuitorii? Dacă un avion se prăbușește la granița dintre România și Bulgaria, unde vor fi înmormântați supraviețuitorii? În pământ. Răspuns greșit, răspunsul corect, supraviețuitorii nu pot fi înmormântați. Ce culoare are cutia neagră a avioanelor? Portocalie. Răspuns corect. Cine l-a bătut prima oară pe Ștefan cel Mare? Răspuns greșit, răspunsul corect era mama lui. Ce porți cu tine toată viața și nu îl simți? Ce porți cu tine toată viața, dar nu îl simți? Răspuns greșit, răspunsul corect era numele. Le mulțumim foarte mult! Ca în fiecare an, ansamblul de dansuri populare al liceului nostru Bujorii Dobrogei, ordonat de domnul profesor Papa Viorel, a pregătit un moment marcat de tradiție și voie bună. Să-i aplaudăm!
nostru popular al liceului, că sunt de fiecare dată alături de noi. Suntem cu toții de acord că fiecare e născut cu ceva ce face special și diferit. Continuăm astfel seara cu proba de talente. Bobocii noștri au fost harnici și s-au pregătit foarte mult pentru a ne arăta nouă astăzi cum își pot pune mai bine în valoare aptitudinile. Invităm pe scenă echipele participante pentru a vedea roadele muncilor. Prima echipă poate intra. Mă numesc Andrei Mariana Iela și Vasile Mars, suntem echipa numărul 1 și vom interpreta un dans popular din două melodii. Copiii sunt aici ascunși sub pat speriați. Salutați-o și pe mama din Italia.
Ai că pe data l-am bătut, l-am băgat în dușmă, l-am îndubăsit. Sau cum ar fi ca un om de la morgă să facă live? Ar fi ceva de genul? Bună seara, dragi prieteni, suntem aici la morgă și este o atmosferă mortală, dacă nu putem înțelege. Și așteptăm marfă să vină. Bă, eu cred că prima mașină zburătoare va fi inventată de către femei, de către o femeie care ar face orice să parcheze lateral. Dumnezeu nu este la fel. Și mi-am uitat acum? Ah, ok. O vorbă la moldoveni, nimic nu se strică, totul se transformă în țuică. Și aș vrea, înainte să închei momentul, să-i transmit niște vorbe prietenii mele, mă rog, fostei prietene, care a plecat, care nu mai este cu noi acum, a plecat din sală când am văzut că succes am. Mulțumesc! Întâmpina câteva neplăceri și sperăm să intre la mai la final, la finalul probei. Mulțumesc! Foarte multă lume mă acuză că aș fi rasist.
Deci vă jur, mergeam și pe stradă și vine o femeie la mine. Auzi, mă, dar ce ai tu cu țiganii? Și o pe femeie că începe cu blestemul, frate. A mai fost cineva de aici din sală blestemat? Care? Care a zis da? A, ți-a zis de parte, ți este? E, nu-i nimic, nu-i nimic, treci cu spatele. Și începe femeia cu blestemul. De ce vă zic eu? Că vă învăț. Când cineva vrea să vă blesteme, vrea să facă un contact vizual cu voi. Eu știam șmechie, știți, când începe țiganca să dea domnul și vă da privirea și hap după ea așa. Bă, să-mi spuneți voi dacă ați mai auzit blestemca asta. Că până la urmă am zis și eu, că m-am privit în orice și eu, haide, doamne, blestemați-mă, că scăpa autocarul. Și începe cu femeia să dea domnul, și eu că mai mișcam așa puțin din cap, să dea domnul să nu mai ce înghiți. Și a plecat. Și vă dau cuvântul meu, domnare, că m-a speriat și am înghițit în sec. Bă, deci vă jur, n-am terminat. Deci vă jur, eu nu sunt rasist. Uite, sunt în clasă cu Ion Edward. Rom, băiatul. Fratele meu. Fratele meu, n-am avut niciodată nicio treabă cu el. Deja în țară se dă voie să facă țiun secuiesc, eu sunt de acord să se facă și țiun țigănesc. În jurul la ținutul secuiesc. Și ăsta a fost numărul meu de stand-up. Vă mulțumesc, o seară bună! Și vom dansa în această seară. Să facă prin
Thank you.
Bună seara, mă numesc Crăciun Ioan Emelin. În data mea am văzut un măr de magie. Aș vrea ca asistenta mea să intre în momentul acesta pe scenă. Și dacă s-ar putea, să cobor la masă jurilor. Sunteți de acord? Dumneavoastră, în primul rând, poate îmi spuneți doar stop în momentul ăsta, ce este de față. Să-i cumplim, dar tu ești cea mai frumoasă.
Claudia Stefania. Voi citi o poezie care cred că mă reprezintă. Să ai curajul să spui da, să ai curajul să spui nu, și în fiecare clipă grea, să ai curajul să fii tu, să știi, să crezi când alții te înșală, să te ridici când alții te doboară, să poți păstra când alții vor să alunge, să râzi chiar dacă sufletul îți plânge, și cald tu să rămâi chiar dacă afară ninge. Aceasta e arta de ambiție. Yeah.
atât de important și despre care ar fi extrem de multe lucruri de spus. Unul dintre scopurile principale în viață reprezintă dezvoltarea încrederii în sine până la nivelul în care putem realiza tot ceea ce ne propunem. Mai mult decât atât, încrederea în sine ține și de modul prin care noi luăm decizii. Unele cu un final fericit, altele cu unul mai puțin fericit. De asemenea, se spune că până nu te simți, nu ți pe pielea ta, nu ai cum să înțelegi dacă ceea ce ai făcut este bine sau nu. Influențele vin din toate părțile. Prieteni, părinți, profesori, persoane de sau apropiate, însă de cele mai multe ori indicate să facem ceea ce simțim. Așadar, încrederea în sine nu vine din exterior, nici de la părinți, nici de la prieteni, nici de la psiholog și nici de la un grup de susținere. Cel care trăiește conștient de sine însuși își dă repede seama că senzația de încredere vine venită din exterior, este efemeră și prea puțin satisfăcătoare. Încrederea în sine vine într-un act de trezire. O ființă umană nu poate conta pe ea însăși decât dacă, pe o perioadă mai mare de timp, face față realităților proprii, celor mai diverse provocări din viața ei, unică și repetabilă. Integritatea este a șasea dintre cele șase chei care ne construiesc încrederea în sine. De cele mai multe ori, trebuie să-ți aduci toată încrederea în tine, încât să faci ceea ce crezi tu că e mai bine pentru tine și nu ceea ce credeți că e mai bine pentru tine. Poate că asta s-ar numi o ușoară încăpățânare, însă, cum am precizat anterior, până nu simți pe pielea ta, nu poți înțelege cu adevărat. Riscă și vei avea de câștigat. Mulțumesc frumos! Mă numesc Lugar Andrei și am un anunț foarte important de făcut. Societatea de pompe funebre ale lui ASRL a implementat de curând programul Prima Groapă. Acesta presupune plata în rate sau plata la scadență a pomenii de 40 de zile. Pentru reduceri e necesar certificatul de deces și nu vă trebuie girat, pentru că o să girați cu sicriul. La 3 rate neplătite, vi-l luăm înapoi, iar mortul îl vom dona Muzeului Antic. Pe site-ul nostru, www.fieițărânaușoară.ro, găsiți ofertele noastre speciale. Spre exemplu, la 3 sicrie cumpărate, al 4-lea este gratuit. Sau, la 2 cruși cumpărate, primiți bonus o colibă. Ce să mai discutăm despre prețuri? Un sicriu de deja cu mânere aurite costă numai 3.000 de euro. Unul de fac cu mânere argintite costă numai 2.000 de euro. Și unul de brad cu mânere de plastic costă numai 1.000 de euro. Dacă și acesta este prea scump, aduceți mortul aici și îi puneți direct mânere. Pentru transportul unei persoane decedate la etajul 10, spun că e mai bine să chemăm băieții de la mobilă, băgăm mortul într-un dulap și am rezolvat problema. Sugerez să nu faceți o groapă de 2 metri pentru că nu căutăm petrol și spun să băgăm mortul într-o groapă de 1 metru, iar partea rămasă neîngropată o putem da cu Ipsos, apoi să o văruim și așa va alege și cu un monument al răposatului. Dacă doriți o personalitate care să țină o cuvântare pe marginea gropii, vă sugerez să nu chemați pe Florin Piersic, pentru că, deși are glume bune și cuvinte frumoase, vorbește prea mult și presupun că se strică mortul. Cam aceasta este oferta noastră și vă așteptăm cu drag. Thank you.
a fost proba cu numărul 2. Momentul următor pune în valoare talentul actoricesc, menit să strânească râsul și să înveselească publicul. De aceea, elevii claselor a 12-a au pregătit o pantomimă. Dorim să-i invităm pe scenă și să-i primim cu aplauze.
foarte greu și mi-e greu să rezist. Mă joc foarte greu și Ovidiu Popescu, îți mai dau o șansă. Ultima șansă, ultima, da? De unde izvorăște Dunăre? Da, vă las seama. Vă las să știți cu pită geografie, că vă cum înțeați cum e că te-ai. Iar sunt supărat. Iar ne-am ce... Zăba! Da! Ridică-te picioare! Uite ce am avut totul înainte și mă tot picioarele și tot gâfâi, da? Nu te scăla la nimănui! Tate, tărie, de caracter, putere. Dar e criză și din punctul ăsta de vedere. Hai, chiar, hai să plecăm. Da, hai să plecăm. Da, hai să plecăm. Mai lin, hai să plecăm. Voi, hai să plecăm. Da, hai să plecăm. Da, hai să plecăm. Mai lin, dar și nebună e viața mea. Îmi dă din când în când câte o vrele, dar niciodată nu spar și nu dau foc când e să n-am noroc. Auzi ce zice catalogul? N-ai ce notă să-i mai pui, profesore? De ce și-i politice, copilțeles?
în gât, rar, de să-ți fac în gât. Când te cedesc că vreau să te iubesc, doar să ce minte și rău. Capacitatea de interpretare a bobocilor, carisma, dar și
modul de a transpune cuvinte ceea ce este demonstrat. Prin urmare, pe rând, echipele, fata, ulterior și partenerul ei, vor trebui să mimeze un obiect pe care îl vor alege prin tragere la sorți. Echipa formată din doi participanți vor mima două obiecte, iar punctajul se va acorda individual dacă persoana respectivă ghicește obiectul. Le urăm mult succes și îi invităm pe scenă. Începând de la echipa 1, vă rog să veniți în față. Tu vino în fața lui, încât să poți să-i demonstrezi cât mai bine ceea ce trebuie să mimezi cu fața, cu fața la el. Și te rog să extragi, fără să spui ceea ce scrie pe bilețel, bineînțeles. Și ceea ce este scris acolo trebuie să mimezi cât mai bine încât el să înțeleagă pentru a primi punctajul împreună. Săritură! Mai încearcă! Era
citării. Love it can heal. Love it can manage your soul. It is the only
această seară, ansamblu de dansuri populare al liceului își dorește să-și încheie programul într-un mod memorabil, dar și tipic dobrogean în același timp. Mulțumim! Să-i aplaudăm!
deoarece ne dorim să încheiem concursul din această seară într-o manieră cât mai distractivă, aș dori să invit pentru ultima dată pe scenă unii dintre cei mai îndrăzneți și talentați boboci din liceul nostru pentru ultima probă, care se intitulează Proba Baloanelor cu Heli. În cadrul acestei probe, bobocei vor inspira aerul dintr-un balon cu heliu, urmând să interpreteze un pasaj muzical pe care îl vor alege aleatorii. Îi invit în scenă și le urez mult succes. Te aplaudăm! Thank you.
băieții s-au trezit, bună dimineața! Iepurașii s-au trezit, bună dimineața! Șoriceii s-au trezit, bună dimineața! Și copiii s-au trezit, bună dimineața! Tare, nu te oprești în drumul tău, stai și privești la uși, ți se oare bine sau e rău. Pare că ai pierdut, că toate hainele ți-au intrat la apă, că nu mai ai nimic din tot ce ai avut. Ne-am săpat la porții închise, iar nu se vezi privirea, drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată, drumurile și iubirea, gândurile fericirea. Muevă curător turc, că-ți comandă o fleică de porpur. Gansă, Pablito, te scot la ucică, că văd că ți-e zi de mersi tu despăsit. Îți făcea clătite doar cu dragoste și dar, îngătești doar zile fiinte, tu trăiești, o simt că mor, ne îmbătăm doar cu iubirea ce-ai transformat o rom, ce om, ce om. Minunea lui Dumnezeu.
frumos, mă ridică de jos, gura ta, gura ta, mă ridică și apoi, mă mușcă cu buze moi, gura ta, gura ta. Lasă-o baby să cânte, lumea să ne judece, nu contează pentru ce. Partenera lui cu numărul 2.
mâna lui. Guță cu numărul 5. Și partenera lui. Băiatul cu numărul 6. Fata cu numărul 6. Un hambalesc cu numărul 7. Și partenera lui. Băiatul cu numărul 8. Fata cu numărul 8. Băiatul cu numărul 9. Și partenera lui. Băiatul cu numărul 10. Și fata cu numărul 10. Vă rog să coborâți pe scenă. Programul artistic din această seară. Din acest motiv o invit din nou pe Vania Steliana Andreea, elevă în clasa 11B, pentru a interpreta cele două melodii pe care le-a ales în această seară. I Have Nothing, Whitney Houston, This Is Me, Demi Lovato. Să o aplaudăm! Thank you.
tot colectivul claselor a 12-a și să interpretăm imnul liceului. Îi invit pe colegii mei pe scenă alături de mine. Am venit cu
cei de care au promovat scuze, am mai auzit. Pentru tinerii majori care deja au împlinit 18 ani și vor să obțină permisul de conducere, încercăm o extragere. Primul câștigător a premiului în valoare de o reducere de 20%, Gavriu Gabriel. Al doilea premiu, care e în valoare de 15% reducere, Cornel Elena. Al treilea premiu, tot în valoare de 15%, Nedelcu Iulian. Și al patrulea, da? Care Ilea Sabi, premiul care conține orele de legislație rutieră, gratuit. Felicitări! Și invitații promovați în 2015, invităm pe scenă. Cu siguranță munca juraților a fost destul de dificilă. Dar acum este momentul să aflăm câștigătorii. Nu înainte de a da citire colaboratorilor și sponsorilor care au fost alături de noi în această seară, pentru ultima dată. Sece Gelmat SRL prin Raluca Armanaschi, Sece Agrodar SRL, Acte Automăcii prin Jeașcu Raluca, Sece Santrans SRL, Sece Vari Plus SRL, Sece Titanic SRL, Sece Arcosim, Sece Vanip Corez, Sece Reva Club, Clopoțelul Dobrogean, Neacșu Gheorghe PFA, Sece Campanula Est, Sece Vio Vir SRL, Sece Zalibum SRL, Sece Mardi și Rani, Sece Geotut Compact SRL, Florembre prin Țăranul Dorina, Ana Sofia.ro. Mulțumim Stanciu Georgian, Tiron George, Mincu Daniel, Momciu Ion, Viorica, Moise Geta, Mocanu Nicolae, Sual Daniel, Marian Gherghișan și Bâlea Nicu. Iată că a sosit momentul mult așteptat, sperăm că spectacolul s-a ridicat la nivelul așteptărilor dumneavoastră, dar mai ales al bobocilor, cărora le mulțumim pentru participare. Stimați profesori, invitați, sponsori și dragi colegi, a venit momentul adevărului, momentul mult așteptat al serii, acordarea premiilor. Vom începe prin acordarea diplomelor de participare. Diploma de participare, elevei Andrei Mariana, felicitări! Se acordă diploma de participare elevului Vasile Marius. Acordă elevei Ocea Alina, diploma de participare. Se acordă diploma de participare elevului Popa Florin. Se
diplomă de participare, se acordă Evei Chirița Lida. Se acordă diplomă de participare elevului Crăciun Evelin. Se acordă diplomă de participare elevei Varga Giu Sorina. Diplomă de participare elevului Dobre Eduard. Se acordă elevii Bărbierul Claudia titlul de cea mai carismatică bobacă. Se acordă cel mai carismatic dintre boboci, elevului Chita Teodor. Acordă Miss Eleganță elevei Chemalovu Sabina.
locul al doilea. Elevei. 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 Ciolache Claudia. Continuare, adică la sala sporturilor, unde petrecerea continuă.